Bate pălărie nouă. Bună ziua, dragi. Întrăiască, mulți ani trăiască. Mamă, ce surpriză îmi faci. Mulți ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Salut, mâna, și bine v-am găsit de ziua dumneavoastră. V-am așteptat cu drag. Mulțumesc frumos și trandafirii care sunt florile mele dumneavoastră preferate. Exact. Nu v-am cunoscut gusturile, am avut emoții. Uite, mulțumesc frumos că m-ai ghicit. Da, v-am ghicit gusturile și să dea Dumnezeu să vă bucurați de cei dragi, să aveți parte de sănătate și astăzi să vă cunoaștem povestea de viață, să vă deschideți sufletul. Cu mare drag! Hai să mergem în casă! Și eu viu, la 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 la, cu zadia prins în brâu, la 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 la, cu zadia prins în brâu, la 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 la, măcar m-am sculat târziu, la 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 la, numai atât am zăbovit, la 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 la, până și m-am rumenit, la 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 la, n-am vrut să viu nefăcută, la 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 la, să-i fiu nașului trecută, la 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 la, treabă fi mergele ghet! Cășița din la oane, la 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 la, și-o făcut jăbur la poane, la 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 la, și-o făcut jăbur la poane, la 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 la, și-o luat carnea din oane, la 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 la, și-o adusă printre clăi, la 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 la, și-o mâncat-o cu brașcăi, la 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 la, și-o dus-o în fundul grădinii, la 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 la, și-o mâncat-o cu veșinii, la 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 la, faci-ți în locul mai larg, lăsa-mă covar din păprăg. Ba eu nu și nu și nu, la 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 la, că eu duc lui nănașul, la 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 la. Ba eu nu și nu și nu, la 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 la, că eu duc lui nănașul, la 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 la. Care pungă la cetar, la 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 la, și mi-a dat vodoi grițar, la 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 la. Care pungă la cojoc, la 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 la, și mi-a dat și mie un zlot, la 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 la. Și mi-a dat sutienii mei, lăsa-mă duc în târg cu ei.
să fiu în casa dumneavoastră când în buchetul vieții mai puneți o floare de trandafir, așa cum spuneați, la primire iubiți trandafirii, iubiți florile. Sunt încântat că m-ați primit așa cu sufletul deschis și v-am răpit de la petrecerea de ziua dumneavoastră. E foarte bine că ați venit. În general, nu prea mai petrecem de când am câine în casă. De când de ce? Păi nu... Mușcă musafirii sau nu ce se mușcă, întâmplă? Vrea și el să fie luat în seamă și nu ne lasă în pace deloc. Trebuie și el să danseze, când întind covorul, vine să întindă covorul, vrea și el să facă treaba. Este membru familiei dumneavoastră. Exact, exact, a devenit membru familiei noastre, da, cu drepturi de pline. Un copilaj nevorbitor, să vă trăiască. Da, mulțumim frumos. A mai trecut un an din viață, doamna Maria Putaciu. Sunteți împlinită din toate punctele de vedere? Da, mulțumim lui Dumnezeu. De ce să nu ne mai plângem de... La o vârstă începe, au aici, au acolo, au dincolo, ba mi-e fric, ba mi-e cald, da, da, da. Mai dar, se pune în juni? Păi tocmai, da, că trebuie să și vorbim și uite că ne face și boala asta să... Dar mă bucur în fiecare dimineață când deschid ochii și zic, vai ce zi frumoasă, ia să văd cum mă simt. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că e bine totul. Gândul pozitiv și că m-am... Sigur că da. Astăzi, mai mult ca oricând, vă gândiți, cred că, la copilărie. Vă gândiți la acea căsuță unde ați venit pe lume, unde ați văzut pentru prima dată lumina zilei, la chipul mamei dumneavoastră, la chipul tatălui. Mă înșel cumva? La chipul fraților mai mari. Urma să spuneți dumneavoastră. Da, și... Unde v-ați născut? De fapt era casa în care m-am născut, era o căsoaie mare. Era o căsoaie mare. Da. V-ați născut într-o familie de oameni bogați, să înțeleg. Nu, sărani, săraci, dar aveam de toate. Dar gospodari. Da. Ce se întâmplă când s-a construit calea ferată Salva Vișeu? Da. Atunci ne-a expropiat, noi aveam altă casă. Și normal, a trebuit să ne cumpărăm alta și era o casă mare, frumoasă, cu prăvălie a unor evrei care au trebuit să plece și atunci noi am cumpărat-o cu grădină mare, cu trei camere mari de tot în față, trei în spate și acolo am locuit. Acolo ați locuit? În, da, satul acolo. Sau Comuna Salva? În Comuna Salva, județul, lângă gară, județul Bistrițeană Săud. Da. V-ați născut... Într-o zi de iarnă, în zoria vărsătorului. Exact, și era frig, și era frig tare, zăpadă mare. Zăpadă pe atunci mare. Îmi spunea mama că la noi se botează copiii la o lună jumătate, nu ce lasă mai mult. Ce vă spunea mama? Doamne, atâtea ne spunea că era atâta de frig și eu eram mereu flămândă. De mică umblă. Da, da, și așa am rămas, cu și poftă. Așa rămas, da. Toată viața, exact. Cu poftă de mâncare, da. Dar nu prea se vede. Ei, trebuie să ne mai abținem, sigur. Câteodată. Cum s-a numit mama dumneavoastră? Raveca. Raveca și Mihail. Și da. Câți frați mai aveți? Păi suntem în total 8 frați, 6 fete și 2 băieți. Primul e cel mai mare, e băiat. Vine așa Dumitru, Onița, Ana, Măriuța, Gavrilă, Zuzuca, Floare și Raveca. Toți sunt în viață? Toți. Să le dea Dumnezeu sănătate. Cred că sunt mulți. Foarte mândri de dumneavoastră. Da, suntem. Suntem fiecare de celălalt. Doamna Maria, vă gândiți cu plăcere la copilărie? Sau cu mai mare. Sunt și momente așa în care vă gândiți și lăcrimați? Cu mare plăcere lăcrimez de dorul. De dor. De dor. Vă este dor de copilărie? Îmi este dor. Atunci ziceam că ne e greu. De ce vă este cel că... mai dor? Când vă gândiți la copilărie? Nu știu, de tot. De toate nebuniile care le făceam. În primul rând, nu știu cum veneau așa. Eu eram și un pic mai inventivă și fiind casa aia mare și grădina mare, aveam unde să ne ascundem, să nu vadă mama după sau tata că a făcut ce... Bineînțeles. Dar era un... Nu știu dacă aș fi fost singură sau mai puțin frață, nu știu dacă ar fi fost frumos. Dar de fapt noi cum am crescut, au început să plece. Au plecat doi, au plecat al treilea, au plecat la școală, la școală, ne întâlneam vara. Dar cel mai rău mi-era atunci că aveam o vacă de care aveam eu grijă, Joiana. Doamne, și atât am făcea când era
cald tare, e musca aia care îi face și o lua prin porumb, pe unde măcăra după ea, peste tot. Îi spuneam povești, degeaba asculta, până o lua spre gară, unde mergea în groapa de la gară, unde se arunca cutii de marmeladă, care folosite, da, dar da, ei îi plăcea. Coși de pepene, toate alea, și până nu le termina, nu ieșea. Dar dădea un lapte, curgea laptele singur. Da, aveați mai multe animale în gospodărie? Aveam vreo 7 bivoli. Aveam miei, cum e primăvara, miei, iezi. Părinții dumneavoastră cu ce vaca se ocupau? Tata, erau țărani, dar tata era foarte descurcăreț. Și noi am cumpărat casa de la evrei cu magazin. Da. Erau în 3 camere, era prăvălie. Prăvălia de toate. Era lângă gară. Atunci se dezvolta satul mai pe lângă gară, mă rog. Și a venit CFR-ul și a făcut cooperativa CFR-ului și tata a fost vânzător. Cu 4 clase, tata a ținut magazin mixt, mare, vreo 16 ani. Și ne-a mers bine, a fost bine. Avea salariu, erau cartele, da, erau cartele. Oricum, noi ce ne plăcea mai mult pe atunci, zahărul, adică zahărul. Și noi când adunam, eram 11 persoane cu bunicul, tata tân, așa îi spunea lui bunicul, da. tata tân și tata, chemându-l Mihailă, tata Ilă și tata tân. Și sigur că era foarte, foarte bine, cumpăram câte un sac de zahăr, ne venea la 11 persoane. Ajutam și noi pe tata, lipeam punctele, că erau cartele cu puncte, da, mai multe feluri de cartelă și așa, uite că luam un sac de zucăr. Și ce făceați cu zucărul? Cum îl consumați? Pe pâine? Și pe pâine. Topeați? Îmuiam. Păi făceam păi, la atâția copii. Știu că a fost una gospodină de mică, ați învățat să o da, l-am mâncat. Da, exact, la 6 ani. La șase ani trebuia să le zic. Da, că la muzeul satului, când mă duc să uită fetele de la casa noastră de Năsăud, să nu-i mai torc, că de multe ori găsește fusul tors și nu mai are caier în furcă. Da, și zic, lasă că aduc lână. Da. Mă duc la piață și iau lână și îl pun în caier acolo. Ați învățat să toarceți la 6 ani? Să torc, să croșetez, să fac ciorăpei, mănuși. Tata tân ne învăța. Tata tân știa să toarcă, da, da, chiar dacă era bărbat. Da, pentru că era în armata austro-ungară, era Zugspieler prin Bosnia, Herțegovina. Și știa de toate și era bucătar. Erați mai atașată de mama sau de tata? Tata îl vedeam mai puțin, că era la lucru, la prăvălie, era cărăușă, da. Și acum cu prăvălia, mama era între noi, sigur. Era exigentă mama cu dumneavoastră? Draga de ea, dar eram atâția unul după altul, un an jumate, că nu mai știam. Abia mai făcea față, nu? Da, chiar. Dar ne ajutam unul pe altul, fiecare aveam ceva de făcut. Părinții dumneavoastră cântau frumos. Da. Tata cânta cel până acum, înainte de a muri, la aproape 100 de ani. Dumneavoastră, primele cântece le-ați învățat de la tata? Nu, așa, de la lume. De la lume. De la lume. Tata vă cânta în seriile de iarnă? Tata cânta la biserică. El era diac la biserică. Diac, adică țăsomnic, cum se spune. Da. Da? Erau 2 sau 3 și pe rând așa cântau. Și glasul a ținut până înainte de a muri. Cum e cu cântecele? Noi vara, cum venea iunie, primul fân, era mai călduț, dormeam în podul cu fân. Vă plăcea să dormiți în pod și Doamne, să simțiți mirosul de fân? Sigur că da, aduceam primul fân și era splendid. Nu... Când ne trezeam dimineața, era așa, aveam grajd mare, 2 grajduri mare, dacă aveam 7 bivoli și vaca cu juninca, cu vițel, era mare. Noi așa am luat de la evrei, totul construit, coteț mare, grajdul mare, cu șură în mijloc. Evreii făceau construcții foarte mari. Făceau pentru prăvălie, în primul rând, și exportau miei. Și ce făceați dumneavoastră
în zilele de vară? Mergeați și cântați la câmp sau după ce vă trezeați mergeam dimineața? Și la câmp după ce am mai crescut, dar auzeam din put cum era somn dulce, auzeam pe coastă cum cântă și la căpăluit, așa se spune la noi la sapă. Cântau, gata, te postată lată și așa mă, așa prin vis îi auzeam și am crescut odată cu cântecul. Vă trezeați în cântatul cocoșilor câteodată, da, nu? Și cocoși, ăia mă enervau că veneau găinile să băgau sub străș și ne să ouă și ne făcea gălăgie acolo și ne strica somnul. Păi cum nu, să nu vă fie era dumneavoastră dor de copilărie și de satul dumneavoastră. Tare frumos a fost și coasta e aproape de noi și s-auzea. Nu vă mai scuteau de la munca câmpului? Ei, când eram așa mic și mergeam, nu când eram mai mare, eram la liceu, mergeam și la căpăluit și la seceră. Sapă. La sapă. La sapă. Multe și multe, dar cântecul mi-a venit odată cu sufletul, odată cu mine a născut fost. Cu cântecul. Exact, cu cântecul. Trăit cu cântecul. Exact, exact. Și deci prima mea școală, o prima mea școală a fost cântările, felul cum se cântă la noi. Foi și că foi de nalbă șai, lai, lai, la, cucule, pasăre, dragă, șai, lai, lai, la. Arată-mi locușorul pe unde s-a sunie dorul măi. Că umblai din loc în loc, măi, șai, lai, lai, la, de la salva la prisloc, măi, șai, lai, lai, la, să-mi cad dorul. Școala primară ați făcut-o în sat? În sat, 4 clase, pe urmă ciclu 2 la Năsăud și am continuat până am terminat liceu. Erați doamna învățătoare în pauză, din câte știu. Ziceam că catedra e scenă. Este scenă, da. Da. Și mergeam și mă făceam că stau și luam, că întorceam catalogul. Și... Ascultați, spuneați da, note. Și mă prindea doamna învățătoare, doamna Pici, să uita, lăsa ochelari în jos și... Dar tu ce faci aici? O să-mi iei pâinea mâine, poimâine, cine știe. Da, păi mi-ar fi plăcut. Va fi plăcut. Mi-ar fi plăcut, da, să fii învățătoare. Da, mult dar de tot. Dumnezeu nu a vrut așa. Erați și dirijor de cor. A, da, păi, da, în clasa întâi am fost trimisă în vacanță, în tabără. Unde? În tabără de copii.
Pe la Miercurea Ciuc. La Miercurea Ciuc. Da, la Dănești, lângă Miercurea. Prima dată ați plecat în tabără acolo. Prima dată și v-ați despărțit de familie. Exact, prima dată. Nu știam ce-o fi, cum o fi. Toți oamenii, dar de ce ai lăsat copila să se ducă? Dacă nu mai vine, dacă nu știu ce. Da, că mai ce văzusem Năsăudul. Nici măcar Bistrița nu văzusem până atât. Și v-a impresionat acea excursie? Da, m-a impresionat că toată lumea mă iubea și mi-au făcut o rochiță, că eu am fost așa cu cămășoi din ăla lung, cu două pânzăturele roșii așa, da, cu o picuță și cu părul tăiat scurt, pentru că așa, până în clasa a patra, așa, ne rădea în cap ca să facem părul frumos. Era după război, 47, atunci... Era și o perioadă, eu știu, de sărăcie, erau și păduri, probabil, nu? Păi eram și mulți copii la școală. Erau. Și cu igiena, na, epidemii, era, da. Și atunci, până în clasa a patra, când ne puteam noi pieptăna și cât de cât împleti, da, a fost tare frumos. Și am venit de acolo cu cunoștințe, toate cântecele pionerești, da, le-am învățat. Veneau gubălăie și cântau în gară, noi fiind aproape de gară. Mamă, ce mai cântau acolo și învățam de la ei. Și vă plăcea. O grămadă. Mama. Plus că venea caravana cinematografică de la ruși. Da. Treceau cinematografe pe șină, pe calea ferată. Am învățat și cântece rusești, mamă ce, Liliacu, Sufereastră Freamătă, Sălbatică, Stepa Baicală, multe, foarte frumoase cântece. Ce frumoase sunt amintirile din copilărie. Da. V-ar plăcea să mai fiți odată copil? Mi-ar place și atâta stau și mă gândesc și râd singură și plâng și uite așa. A fost foarte frumos. Unde-s copii mulți e frumos. Apoi ați plecat la oraș? Apoi, da, la Năsăud am început să cânt pe la emisiunile astea locale. Erați era o la emisiune. Liceu sau unde erați? La liceu. La liceu. Da, și mai, ce mai devreme. Cultură generală. Aveați rezultate bune, da, și la școală? Da, da. Bine, învățam, prindeam repede. Și mergeați acolo la sărbătorile locale? Sărbări de 1 mai. Și atunci v-ați îndrăgostit de cântecul popular? Mai tare. Nu, de plăcut îmi plăcea. Vă plăcea, dar îmi nu... plăcea foarte mult, dar nu să zic, gata, când cântam bisericești. Din slujbă, cântam în corul bisericii în clasa 4. Da, pricesne. Foarte, foarte mult. De Sfântă Mărie la noi în cele două săptămâni se cântă seara când vii acasă de la slujbă, se cântă tot până ajungem. Noi eram în capul satului, cântam până ajungeam acasă toți. Și mi se dezvolta glasul și care de care mai tare. Mai în forță. Mai în forță, sigur, să se audă, să ne audă lumea, că era noapte și... Să ne audă că noi venim și cântăm. Băi, copilul Mihăilă. Toți sunt cântăreți, l-au moștenit pe taică. Da, toți copiii, da. Și ne punea tata în rând seara, înainte de a ne culca, să zicem ocinașele. Așa se zicea la rugăciuni. V-ați culcat jos. Ocinașele le-ați făcut. Știați de frică pe tata. Nu, dar când era vorba de rugăciuni și asta nu era... Ei, mai ne împingeam noi unul pe altul, ne dădeam poate. Asta am cântat întâi religioase, pe urmă încet, încet. Mai auzeam, treceau tot așa cu trenul. La tren am auzit că nu era curent la noi în sat. Dar nu, mie mi-era rușine. Am început să cânt la Năsăud, la radio local. Cine v-a descoperit? Colegii din clasă, da, poate profesori. Și m-am dus pe la radio, acolo era. Dom'le, știu nene. Și eu să cânt. Da, și am cântat, păi și cânt, hai să vedem. Cântam car frumos cu patru boi, am acasă patru boi și mai am și aici doi și tot îmi aduceam aminte. Cum dacă treceau... Dacă avea șapte acasă, da, da. Se potrivea. Și ați cântat acolo la radio pentru prima dată? Da, am cântat și m-am mai chemat. Păi să mai vii, să vii vineri, să vii mai nu știu când. Mai... A început să vă placă. Da, a început să-mi placă, dar pe urmă la școală am cântat, am fost solistă la corul școlii și am fost, da, prelucrări de Bredicianu, de cum erau corurile, aveam și profesorul de muzică, mai scria. Și cei de la folclor nu l-au chemat? Nu exista și păi un folclor? Nu. Păi în 57 am terminat liceul, nu era, nu exista pe atunci. Nu. Unde locuiați? La internat, dar e aproape și vara îmi plam pe jos. De câte ori a sărit gardul?
Să fugiți în oraș. Fetele la nu, film, nu, la o nu, că nu? Putea merge. Nu era vorba de prăjitură. De unde? De-abia ne strângeam leuțe acolo de un film. Păi trebuia să vă găsiți. Dar ne ducea gratis. Să vă ducă la o prăjitură. Dar cine? Erați o fată frumoasă. Dar, păi unde? Eram copil. La 17 ani am terminat. Nu era ca acum. Nu. S-au schimbat timpul. Vai de mine. În școală cât eram, numai în uniformă. Ce vă spuneau părinții? Măriuță, să nu ne faci de rușine, nu, să fii cu minte, nu trebuia, oraș, nu băieții trebuia. De oraș sunt altfel, fetele de oraș sunt altfel, totuși bănuiesc că erau altfel, da. Aveau o altă mentalitate față de dumneavoastră în, și ce venea de la țară. În clasa 10-a, ultimul an, mă rog, am fost consemnate că ne-am dus la bal, atunci am făcut și noi lată, era bal la noi în Salva și la noi era numai școală, de, clasă de fete, da. Numai școală de fete și băieții erau la Coșbuc, dincolo, și au venit și băieți la Salva, la bal și bineînțeles că ne-a consemnat la băieți, nu le-a făcut nimica, dar până ne-a consemnat și veneau băieții și ne dădeau serenade. Oh. Da, și noi aprindeam lumina și o stingeam ca să vadă că am primit-o și altele geloase le arunca apă pe ei și n-au mai venit. Da, erau geloase, de ce? Erau geloase, da. Fetelor de la a fost camera foarte frumos 305. Și n-aveam voie să ieșim din curtea școlii. Eram și eram în luna care ne pregăteam de bacalaureat, așa era o lună de pregătire. Să te audă la conservator. Am mers și m-a audiat. Zice, bine, ai voie să vii anul ăsta să asculți și la anul vii și dai examen. Dar eu am auzit pe acolo că e școală populară de artă. Și hai să mă duc și acolo. M-am dus, am stat un an de zile, am făcut acolo, m-am inițiat cu solfegii, cu canto, am început să... Așa, să facem canto, cor, tot ce trebuia. Și în vacanță m-am dus și am dat diferența și am intrat la liceu de muzică. Și dar așa a făcut canto clasic, mult. Da. Ați făcut canto clasic? Da, nu era secție.
de populară. Da, da, nu era târziu, s-a înființat aici la București. L-am întâlnit pe Pop Simion, era și el la Școala Populară de Artă. A fost colegi. Da, el la alt profesor, la altă clasă, că erau mulți, foarte mulți elevi erau pe atunci. Ce alți artiști? Și Dumitru Sopon venise din armată și ne-a auzit. Noi începusem să dăm concerte la Palatul Culturii. Da. Acolo era sală cu scenă, mai făceam și acolo canto, unde era de învățat ceva, mergeam și noi. Și Simion cânta mai mult muzică ușoară la început și pe urmă s-a dat la populară după ce am venit eu în București. Și am început cu orchestra populară. Publicul v-a îmbrățișat? Da, am început cu... am uitat să-mi caut caietul, să vă arăt că din liceu încă strângeam, culegeam cântece și mi le scriam pe caiet și tot, era caiet de cântări. Deja aveați repertoriul dumneavoastră? Da, începusem să strâng, da. O vorbă de la unul, o vorbă de la altul, un cântec de la unul, unul de la altul, să delimitez spațiul de unde trebuie să cânt. Și încet, încet am venit pe urmă în 60, prima emisiune la televiziune de Crăciun. Am venit, ne-a dus în București, nu eu singură, orchestra de la Cluj a fost invitată la televiziunea română în ziua de Crăciun. În ziua de Crăciun, anul 1960. 60, da. Atunci a fost prima mea. Ce au spus părinții dumneavoastră când au aflat? Au aflat, dar nu m-au văzut, că la noi nu era. Ați apărut la televizor? Da, la televizor. Și m-am trezit într-o zi, a venit o echipă de la București și vine gazda, au niște verișoare unde stăteam. Măriuț, hai că te caută niște domni. Uite, suntem de la ansamblu Ciocârlia, am venit să... Eu când auzeam de Ciocârlia, îl văzusem pe Cristoreanu. Cristoreanu îmi plăcea la nebunie. Au dat spectacol pe stadion în vara dinainte. Am răgușit cât am strigat. Și de la Ciocârlia, uite să mergem, mâine ne întâlnim la filarmonică, că acolo este pian și vrem să vă auzim. M-am dus, l-au chemat pe pianist, pe acordeonist. Ați mai dormit în noaptea aceea? Nu aveați emoții? Da, nu. Nu, că... Era ceva necunoscut și nu aveam. Și m-au ascultat, hai să cântăm, hai așa, hai fă și vocalize, hai și așa. Știam tot tonalități, Dorel Merticaru care cânta cu noi. Și hai să mergem la școală. La școală s-au interesat și acolo și am văzut că s-a dus la direcție, la... sala profesională, la direcție. S-a interesat cel cu grade. Am dedus că trebuie să-mi facă transferul. La Ciocârlia? La școala de muzică în București. Că mai era, că deci martie, april, mai, iunie, în iulie se termina. Da, mai aveam. Da, și să veniți. Părinții au fost de acord? Dar nici n-au știut. Nici nu au știut. Păi unde? Că trebuia, că nu era telefon și n-am putut să mă duc până acasă atunci. Că mergeam, veneam la concurs. Mergeați la concurs, da. Și? Și când eu mi-am luat hăinuțele, eu aveam hăinuță frumoasă, că mătușa mea, care a avut de grijă să mă ducă la conservator, să mă asculte și să cânt, venea la toate concertele. Atunci, croitoreasă. Era croitoreasă. Și îmi făcea niște hăinuțe Erați frumoase. Elegantă. Eu începusem să câștig 50 de lei la concert, pe urmă 100, așa, și ce nu mă ajungea de material, îmi puneam, îmi dădea și ea, și îmi făcea rochițe. Și de seară, și pe la operă la Cluj nu puteai să mergi fără rochie de seară. Avea rochie din taftă neagră și cu sandale, cu toc, nu știu cât aveam. Și cu șapte. Cine mergeați dumneavoastră la concert? Singură! De ce singură? Luam o floare mare în mână, așa. Singură? Singură. Ați fost și sunteți o femeie frumoasă. Ai de mine. V-ați păstrat frumusețea. Fost nu contează, fiecare perioadă a vieții are frumusețea ei. Iar fiecare om este frumos și la 100 de ani, pentru că așa a lăsat Dumnezeu. Da, e adică plăcut, mai mult plăcut. Prin felul de a te comporta, poate contează să pare om. Mult și comportamentul, da. Dar uneori te ajută și aspectul fizic. Și cred că și acesta v-a ajutat. Poate, da. Eu așa Dacă cred. Ai puțin grijă și nu exagerezi,
nici cu una, nici cu alta. Da. Când am venit în București, am apărut la Ciocârlia, mă schimbam în fiecare zi, mergeam la repetiții, că era concurs. Repede era maestru Arvinte, mă aștepta, ce melodică intrăm astăzi, dăm o primă probă. Că în vreo lună. În vreo lună să la căminul, la un cămin militar, unde venea. Da, da, unde și am stat acolo vreo două luni. Și vedea Victor Predescu, mă vedea, zice, ia uite, asta iar s-a schimbat. De unde are atâtea haine? Ziua următoare, dacă era și după masă, iar mă schimbam, o altă bluză. Zice, ia uite, eu când mă duc, zice, îmi pun un pantalon, două cămăși. Și gata. Și fac turneu. Câți ani aveați atunci? 20 de ani, la 20 de ani. Da, și eu aveam făcute era de mătușa mea, Dumnezeu să ierte, a fost tare. Și, păi, zic, mi-am luat hainele. Păi câte ți-ai luat? Zic, tot ce am avut, un geamantan mare și unul mic. Păi cum așa? Păi zic, eu am venit ca să reușesc. Și să rămân, să da, fac carieră aici. Și dacă nu-i reuși aici, dar eu m-am bazat tot pe chestia aia că îmi cere transferul. Și am intuit eu ceva. Erau pe urmă concurenți? Cu public. Eu am dat cu Olga Stănescu. Da. Ea era atunci. Salut, mâna doamnă. Tița Ștefan. Că de fapt și cu Tița Ștefan amândouă am reușit noi. Cu doamna Tița Ștefan. Eu și Tița Ștefan, da. Cum ne aștepta lumea din... Era o vilă spre Blocușor, așa, da. Cu două etaje, cu baie, cu balcon, cu nu știu da. Ce. Și ne aștepta să vină artistele, că vin artiste la ei în bloc, în vilă. Dom'le, și noi cu ce mergem? Cum mergem? De la cămin de acolo? Noi n-aveam nimica. Și ne-a dat un camion, două paturi de campanie, da. De metal din alea, cu niște saltele din alea jegoase folosite de... Cum era? Și eu am mers în cabină, că am avut loc, Tița sus în camion. Stătea pe pat. Pe pat în camion. Dom'le, și când a văzut, zice, hai, toți au ieșit au afară. Au venit artistele. Grădinița aia din fața blocului, toți au venit artistele. Când au văzut că de-abia coborâm de... Vai de mine, multe și mărunte. Și cum mi-am adus lemnele, of, ce Doamne. Lemne? Păi lemne, că era cu lemne, cu sobă de lemne. Sobă. Așa. Da. Și cu celelalte? Rahova, cu o căruță, cu asta. Cai din aia, cu șei din alea, toate bumbi din aia.
am venit, cum veneam pe capra aia de la... Doamne, Doamne, iar ne-am întins, am zis că nu ne întindem la vorbă. Trebuie să ne întindem la vorbă. V-ați angajat la ciocândia. Încă nu mă anunțase. O lună a ținut. Hai la spectacole. Mergeam la spectacole cu oamenii, cu era Solis, Angela Moldovan, Cristoleanu, Aurelia Făturăduțu. Angela era plecată în străinătate. Maria Păunescu, dirijor Victor Predescu. Și Victor Predescu avea obicei de făcea niște pianisime, foarte mare dirijor. Și la Doina, hai să-mi facă, el a văzut că merge, n-am probleme. Și când sufeream eu mai tare la Doina, face un pianisimo, atât de pianisimo că nu s-a mai auzit. Și eu m-am oprit. Și el mă ia de spate și zic, hai cântă, hai cântă, m-a dus mai în față, cântă. Iar orchestra a început cu acordul mai tare. Lumea o fi crezut că așa trebuie oprirea. Da, da. Atunci a început să microfoanele, că de obicei în 60, la sfârșitul 61-62, atunci au început să apară la spectacole microfoane. Că altfel cântam și atunci el trebuia să facă pianisime. Și multe, dar la Arlus am cântat un cântec în rusește, Nazakat, Ehudit Pare, care îl știam de acasă, că pe la noi treceau rușii toată ziua. Mare succes cu el. Da, dar cu gândul la strofa a doua care am învățat-o atunci, așa? Am uitat-o a întâia. Ați uitat strofa. Am știut. Nazakate, hoiet pare, vosle do mama e vo, pa mai caie ne glazami, e ne scajă nici vo. Aici mi-a venit. Eu am, nu știu ce am bolmoșit. Da, pe acolo, da. Că nimeni n-a zis că ne-am cântat bine. Ei, cântați rusește. Și când am văzut că îmi vine refrenul, îmi vine în minte și Iktoie voznaiet, za cemon margaiet. Toată lumea m-a felicitat. Doamne, ce frumos a fost. Eu râdeam singură. Ce ați intrat la ciocârlia? Am intrat de 1 aprilie, am păcălit. De 1, cu data de 1 aprilie, am fost angajat. Da. Punem ghilimelele că nu i-ați păcălit deloc. A fost un câștig pentru ciocârlia. Venirea dumneavoastră, dar și pentru dumneavoastră. Da, am venit cu un gen nou. Pentru că nu erau cântece din nou, așa am vrut eu să cânt, fiind familiarizată cu moroșenii care treceau pe la noi toată ziua. Și mi-a prelucrat maestru Arvinte, sunt o șancă, bine-mi pare. Pe urmă mi l-a preluat Margareta Puslaru, l-a cântat și ea, că a zis că, mă rog... Dumneavoastră l-ați cântat pentru prima dată? Da, păi era ceva conceput de maestru Arvinte și... Și am făcut repede și textul. Primele înregistrări în acea perioadă? În iunie am făcut cu George Vancu. George Vancu tocmai el numise dirijor la Orchestra Populară. Eu am început cu el și el cu mine. Și am aici filmat de Mărioara Murărescu un cântec Sus în cel vârf de gutâi, o prelucrare. Da, colegii mai mari. Da, frumos, adică trebuia, dacă omul zâmbește, zâmbești și tu, nu puteam să fii. Eu câteodată mai sunt ursuz, așa, dar... Dar de ce sunteți ursuză câteodată?
Nu, felul meu, dacă râd, de exemplu, dacă am părul lăsat în jos, am altă fizionomie, dacă... dar atunci eram pusă pe râs tot timpul. Aveam băieți în orchestră, oameni minunați. Vă înțelegeați bine cu băieții din orchestră? Foarte bine, erau oameni mai în vârstă, erau și tineri, și mai tineri. Era Burnea, viitorul soț al Mariei Ciobanu, mai tinerel, Marin Chiser era și el în orchestră. Dar toți erau tare drăguți. Ce se întâmpla în viața dumneavoastră personală, doamna Maria Butaci? Nimic, am terminat școala, nu aveam timp, nu aveam și nici... Nu aveam prieten în liceu, nu? Nu v-ați îndrăgostit? Am avut prieten, dar atâta, că de-abia ne atingeam, ne de țineam mână, de mână. Prin parc? Atât. Ei, prin prăjituri nu, spuneați că nu aveați bani. Nu, dar cine umbla cu prăjituri? Dar se făceau ceaiuri, era ziua cuiva și ne întâlneam acolo și acolo toate făceam câte ceva. Una făcea clătite, una făcea un tort, una făcea o prăjiturică negresă, că era și la moda negresă. Jucau cărți? Ne întâlneam acolo la... Nu prea. Nu. Deci nu ați avut un prieten pe care nu. Am fost... Îl iubiți în acea perioadă? Într-adevăr, da, a fost cât de... câteva luni, așa, dar nu. Zice că discuta, tu cu cine discuți? Așa era. Da. Și pe el îl chema Greluș și când ne vedeau fetele, colegele de pe geam, zice, ne spunea la sigale, la furmi. Încă ne-am întâlnit acolo la întâlnirea de 50 de ani, de când am terminat liceul, da, și el s-a căsătorit cu fata cu care vorbea, cu care se ținea după el și acum e tot cu ea și de acolo, din statul Pop Simion. Dacă n-a fost să fiu, cum nu rămânea dumneavoastră? Nu, dar nu era vorba. Vă chema București. Era vorba, era discuții de elevi. Și în București ați avut un prieten, v-ați căsătorit? Ce a urmat în viața dumneavoastră? Nu, am terminat, am fost cu examene, cu școala, la liceul, la Lipati mergeam. Atunci dădeam și noi de la canto, noi nu am făcut atâta muzică cum au făcut ceilalți. De exemplu, eram cu Zamfir odată, am terminat, l-am pus în fața mea, stai acolo să pot să copiez. La cine vă referiți? La Gheorghe Zamfir. Zic că stai în față, da, el era din clasele primare, ăștia știau muzică deja când au terminat liceul și stai așa și am copiat și întreabă, era profesor încă Filaret Barbu și în timpul examenului la dicteu, la solfegiu, de unde dracu să știm noi? Da. Știam acolo, buchiseam și noi și am copiat, zice, vine Filaret Barbu și întreabă pe profesorul, zice, Maria de la Cluj a făcut ceva? A făcut lucrare? Da, i-a făcut Zafir o lucrare. Că a văzut că eu copiez și încă am copiat greșit, să nu zică, Doamne, ia uite, asta știi atâta de... Adică domnul Gheorghe Zamfir v-a făcut lucrarea dumneavoastră? Nu! Mă uitam eu la banca lui, că era în fața mea. Am înțeles. Era în față și pe acum nu mai, n-aș mai vedea. Notele. Plăgeați cu coada ochiului. Atunci era tânără. Aveați o relație de prietenie? Tu de cine zici? De Gheorghe Zamfir. Da, am fost în perioada aia, colegi, pe urmă el a venit. Dar nu și prieteni, și iubiți. Nu, mai târziu. Nu. Mai târziu. Mai târziu. A fost primul iubit al dumneavoastră? Nu. Ne-am mai reîntâlnit la ansamblu când eu eram măritată de mulți ani. Am înțeles. Nu, atunci. Ați avut atunci o perioadă în care v-ați înțeles foarte bine. Dumnealui a mărturisit în emisiunea Povești de Viață că v-a iubit. Da, păi a fost mai mult suflet decât trup. Contează extraordinar de mult. Da, a fost mult. Mai mult. A fost pentru o perioadă că, frumoasă pentru că din viața dumneavoastră. Foarte frumoasă, cu mici suferințe, când mai mici și când mai mari. Ați și suferit. Dar, da, păi nu se poate. Dacă nu, atunci înseamnă că... Ar fi fost frumos drumul dumneavoastră, al vieții dumneavoastră lângă maestrul Gheorghe Zamfir. Ar fi fost, dar el e o persoană dificilă. Nu poți să te ții de el. Și dacă îl plictisești și l-ai nenorocit dacă te-ai ține de el. Nu oricine. Nu ați fi rezistat. Nu, n-aș fi putut. Dar el îmi cântă cântările, în repertoriul lui are foarte multe cântări. Ați rămas în relații foarte bune, a fost și dirijor la ansamblu Ciocărlia. Nu, ne întâlnim, dar de multe ori nici nu la Ciocărlia a fost.
Păi a spus dumnealui, nici nu m-a salutat Maria Butaciu nu, când m-am întâlnit cu ea. Da, da, când ne-am întâlnit, nu, pentru că nu mi-a plăcut ce a vorbit la spectacol cu Rapsodia Română. V-a supărat. Și am, nu, a început să vorbească. Mi-era dor să-l văd, nu, că... E, ați fost prieteni, e, normal. Dar nu numai asta. Și colegi. Și da, colegi. Și, fost... da, dar a început să zică, a, păi am fost și lumea mă, îmi spuneau la ciocărlea. El exagera mereu. Într-adevăr, e o personalitate. E o personalitate, dar parcă atunci când ai iubit pe cineva, parcă vrei să fie perfect. Să, da, nu, să nu cumva să zică cineva ceva rău. Că m-ar durea, știi? Corect. Nu, cum a vorbit acolo, așa de undeva de sus, ca și cum, a, lumea îmi spunea maestre, nu e adevărat, eram grupa mică la Ciocărlia și râdeam toată ziua de, era cu Irina Ciobanca, Dumitru Constantin, care era un drăguț, Simion, Benone, era grupa mică care eram... O grupă extraordinară, era nu vroiam să se mai termine turneul. Atâta de frumos era în turneu, o nebunie. Nu mi se părea nici greu, nici... Eram într-un rest tot timpul. Toți eram nebuni. Amintiri, da, frumoase, dar foarte și cu frumos, mici suferințe, pentru că s-au citit așa și, în, și pe fața dumneavoastră. Ele au trecut atunci. A, normal, normal. Asta dacă este, trebuie să ai, să știi să te stăpânești, să urmezi calea normal, frumos, să trăiești viața normal. Nu poți să dai totul peste cap. Eu aveam o familie, el era în plină ascensiune, a stat, mă rog, în Franța, acolo și-a făcut. Da. Păcat că nu e totuși realizat așa, să fie mulțumit. A avut și o perioadă, da, în viață când v-a fermecat și ca persoană. Nu... Și asta a trecut. A trecut, bineînțeles că trebuie să-ți vezi de treabă, știi, când e. Pentru el poate n-a însemnat nimic și a mai avut și a avut multe situații din astea când a iubit femei și... Dar toată viața lui a fost... Da, de ce a spus că pentru dumnealui nu, poate nu a însemnat nimic? Pentru dumneavoastră a însemnat... Eu am ținut la el. El aștepta, îi făceam... eram critic muzical și când vedeam un concert, da, îți făceam un, mă rog, un rezumat. Unde a greșit? Un, nu, ce a făcut, nu, bine? Nu, nu. Cam ce a însemnat pentru mine ca public concertul sau cântecele lui. Am înțeles. Da, și zicea, hai că exagerez, hai că exagerez. Și așa a ajuns, așa exact cum am... Asta îl ajuta, cum am văzut îl ajuta. Da, da. Pentru că un timp și în momentul în care spune cineva și cineva care te iubește că tu ai făcut un lucru bun, să știți că te ajută și îți dă curaj să mergi mai departe. Bănuiesc că și dumnealui v-a creat cântece, nu? Nu. Am spus bănuiesc. Nu. De fapt, nu se putea. Era măritată, bărbatul meu comandant de sector, de miliție.
Ești aproape la un an de zile. Eram cu Benone, era Buzoian. Și domnul Benone va purta noroc și dumneavoastră, da, și doamna Irina Loghin, pentru că tot dumnealui a întâlnit-o. Da, noi plecam în turneu și l-am întâlnit în gară. Mergeam la Ploiești, aveam un spectacol. Și atunci l-am întâlnit. Și întâmplător, iar întâmplător, era, el avea garsonieră, soțul meu, chiar vis-a-vis de ansamblu pe Gutenberg, ansamblu Periniț. Era acolo atunci. Locuia dumnealui. Acolo locuia, da. Și tot așa, venind de la sala noastră, de la interne, tot pe acolo ne-am mai, a, ce faceți, ce nu știu ce, ce nu știu cum. Vă ochise de mult, v-a văzut nu, așa? Nu, 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 nu. Și vedea fiecare, el era atunci la, cred că la Capitală, la Moravuri era. Și foarte repede ne-am căsătorit. V-ați îndrăgostit dumneavoastră sau dumnealui? Cine a făcut primul pas? Nu că m-aș fi îndrăgostit, nu știu, a fost și măritatul meu, a fost așa mai cu cânte. Credeți în destin? Așa a fost, da, să fie, zic a fost, eu. Da, așa mâna a fost. Destinului. Exact. Și oricât am vrut, pe... deși era un tip frumușel, dar puțin mai dur datorită meseriei, exact. Însă n-am... Eu aș fi vrut mai mult. Noi discutam cum eram, când eram fată, să discut un film, dacă l-am văzut, un spectacol, să vorbim despre el, ce a fost bine, ce n-a... A, el nu, avea serviciul lui, nu să putea... Pe primul loc serviciu și sigur casa că da, pe locul sigur 2. Că da, sigur, nu pentru se poate el, așa. Da, serviciu a fost... A, și așa a trecut. Și oricât aș fi vrut să trag într-o parte, nu s-a putut. Nici, nu s-a putut. Nici cum. Aveți copii împreună? Am, fata. Fata dumneavoastră? Iuliana. Iuliana, câți ani are? Păi are 37. 37 de ani. 37 să fie ani. Sănătoasă, dumneavoastră cântă? Mulțumesc. Îi place, cânta de mică, o mai luam cu mine, dar nu, ea e cu animalele, ea iubește animalele, e medic veterinar. Și dumneavoastră iubiți animalele? Și eu iubesc, dar acum de dragul fetei accept și câinele și... Am văzut că aveți și o pisică să vă și trăiască. Și pisică, da. Sunteți și bunică? Nu, dragostea ei sunt animalele. Și noi interesează. Nu vrea să se căsătorească. Doamna Maria, care au fost cei mai frumoși ani ai vieții dumneavoastră? Dacă iau toți. Nu pot să zic. Că ar fi fost unul anume. Perioada din viață, cea mai frumoasă. Fetița, când a venit fata. Când a venit fata. A fost cel mai frumos dar sfânt pe care l-ați primit. Chiar sfânt. Mai ales că avusesem un vis înainte. Știam că fac fată. Și bănuiam, după cum a fost visul, că o să iubească animalele mult. Așa ați visat dumneavoastră? Am visat. O să aduceți pe lume o fată? Am visat și așa s-a întâmplat. Eram naș, venisem din turneu. Era 12 august și era postul Sfintei Mării, am obținut aprobare ca să se facă nunta, pentru că iar plecam în concediu și nu mai aveam când. Nunta unde ați făcut-o? Aici, noi, eu. Nunta dumneavoastră. A, n-am făcut nunta. Nu, nu ați fost mireasă. Nu, Doamne, de așa asta spuneți, mi-am dorit. De ce spuneți, Doamne, ferește? Doamne, îmi pare rău că n-am fost, că asta mi-am dorit. Să, v-ați dorit să, fiu, să îmbrăcați să rochia fi, de mireasă. Da, să fiu mireasă și să am casă frumoasă. Și? Și niciuna, nici alta. Ei, casă frumoasă aveți. Ei, nu ați fost mireasă, așa a fost să fie. De la fost, așa a fost să fie, era atunci, nu, să nu mergi la biserică, să nu, pentru el, pentru că pentru era serviciu. Cadru militar. Probabil că v-ați cununat doar la, la sfat. Da, da. Părinții dumneavoastră au fost încântați de căsnicia ce ați avut-o? Nu s-au băgat. Nu s-au băgat. Soțul dumneavoastră a decedat? Da. De multă vreme? Păi de... să fac 19 ani. Au trecut 19 ani. Da. Doamna Maria, nu ați fost așa fericită în viața dumneavoastră, din acest punct de vedere. Da, eram... Da, într-adevăr, au venit greutățile, eu m-am pensionat. Dar până să ajungem la pensionare, ani, ați mai avut foarte nu, în mare, multe perioade în mare, frumoase. Foarte frumos. În primul rând a fost perioada când am venit la Ciocârlia, câțiva ani, până în 70. A fost, de-abia așteptam turneile. Turnee în țară, în străinătate? În țară și în străinătate. Am fost prima dată în străinătate, în 1962, la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la Helsinki. Da, am luat și premiu, am fost mai mulți, a fost un grup
cu sportivi, cu tot. Acolo a fost și Martinescu, Lumioara, Velicu. Dumneavoastră ați reprezentat Cântecul Popular. Cântecul Popular, a fost și Benone Sinulescu și Bogza. Da. Am luat premii și Maria Pietraru. Am venit prin URSS, am stat vreo lună, două, nu știu, și am văzut multe lucruri. Pe urmă, la Ciocârlie am început, a venit, în 62 a venit și Irina și Maria Ciobanu, exact la un an după ce am venit eu și Benone. Dumnealor au câștigat odată concursul. Tot așa, da, tot concurs. Tot. La mulți ani pentru doamna Irina Login. Astăzi este ziua dumneai de naștere. Să trăiești, născut, Irina. Sunteți în aceea zi. Da, când eram atunci, în anii aia, până în 70, când era toată ziua. Tot de ce după anul 1970 s-au nu a mai fost așa bine? Ansamblurile. S-au desfințat. Când în anul era 1970, cel mai frumos, da. S-au desfințat. Erau vreo 5 ansambluri. Ciocârlia și celelalte. Ciocârlia, Doina Armatei, Perinița, CCS-ul. Și ați rămas liberi profesioniști? Sau nu. Ce s-a întâmplat? S-au comasat, s-au făcut altele. De exemplu, pe unii din soliști, pe mine, pe Ciobanca și Dolănescu, ne-a luat Doina Armatei. Dumneavoastră ați mers la ansamblul Doina Armatei. Au fost restructurări, din câte înțeleg. Nu s-a desfințat ansamblul Ciocârlia definitiv. N-a mai rămas ansamblu, o formație. O formație atât, numai. Cu Tudor Pana, dirijor. Și v-a fost bine la ansamblul Doina Armatei? Da, mi-a fost foarte. Eu fusesem cu ei de două ori în China. Era bine. Era bine. Era foarte bine. Cât timp a stat la acest ansamblu? 2 ani jumate numai. Și ați revenit? Nu. Și am trecut la Rapsodia Română de dorul orchestrei. De dorul orchestrei la Rapsodia Română. Orchestră mare, învățată cu orchestră mare și să se pună bază pe folclor. Cine v-a ajutat să vă creșteți fetița? Am avut o doamnă care era cabinieră la noi, la Ciocârlia, din zonă de la mine, de la Beclean. Și locuia aici în București, aproape de noi, și ea, zic, Rozica, vino și mă ajută și mai pe mult mine. Pe drumuri. Da, și pe urmă a dat Dumnezeu și a ieșit bărbatul meu la pensie. Când a intrat ea la școală, era el avea acasă. Cine să se da. Ocupe. În acest timp, dumneavoastră... Am luat-o cu mine vreo 2 ani în turneu, mamă, ce... Când era micuță? S-a învățat, pe la 2 ani. Pe chiar. La 2 ani.
Pochetăm cu camerele, cu ne machia frumos. Primul a fost deci domnul Ion Filip. Da, Filip. Iar apoi ceilalți realizatori v-au invitat rând pe rând. Toți pe rând. Dacă ar fi făcut... să mulțumiți cuiva astăzi, cu i-ați mulțumit? Doamne, foarte mulți oameni care nu mai sunt acum. Dar Marie Banu, care mult a stat la emisiunea pentru sate, la televiziune, care foarte drăguță, era și om de condei, da. Și mi-a și făcut prezentări pe CD-uri, la radio, cât a fost redactor, filme, am făcut cu Filip și cu Maria Banu, vreo 3 filme la noi, în Ardeal. Acasă. A fost foarte drăguță Maria Banu, foarte drăguță, o sărut și contează foarte mult. Mult. Aveți multe albume înregistrate, plăci? Nici nu știu, că, deci erau 12 odată plus 3 CD-uri. Cele de la început au fost 12? Da, da, plăcile. Plăcile, da. Da, da, da. Și 3 CD-uri am acum și urmează să vă ajute bunul Dumnezeu. Ați înregistrat și Pricesne? Le-am înregistrat, Colinde nu, nu, pentru că sunt cele care le cântă Hrușcă. Și toată Valea a luat-o și le-a făcut așa de frumos și n-avea rost. Aveți un cântec de suflet pe care îl iubiți cel mai mult din repertoriul dumneavoastră? Eu știu, sunt foarte multe, pentru că aveți, da, multe cântece, dar frumoase. Dar trebuie să fie un cântec care vă mișcă pe dumneavoastră în momentul în care îl interpretați. Aveți o altă trăire. Da, lumea zice, acum să zic ce zice și lumea, că... Cred că și eu fac parte din lumea aceea, da, sunt sigur. Da, le place Firul de iarbă, le-au plăcut place. Foarte mult. Firule, măi fir de iarbă, pe tine cine te-ntreabă?
Adică îmi satisfac plăcerea de a îmbrăca costum. Pentru că eu merg în sat și le, adică până acum, acum sunt mai puține. Mi-am mai făcut și noi, dar îmi plac costumele bătrânești. Sunt atât de sincere, sunt atât de pure, atât de bun gust în ele. Și combinația culorilor. Ăsta e unul tot făcut de când am început să cânt, dar ăsta acum l-am făcut. Pentru că îmi place cusătura asta. O soră de-a mea cu femeile din sat. De la mama dumneavoastră aveți un costum popular? Da. Sau mai mult? Din câte știu, și croșetați. Da, 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 îmi face plăcere. Îmi face plăcere să croșetez, să fac la fetițe. Puluvărașe și cu flori. Florile, îmi plac florile. Iubiți și foarte dacă, mult florile. Da, și, dacă e o floricică mică, dacă o am în mână și pun mâna pe ea, parcă mă montează. Toată ziua sunt bucuroasă. Mă încarcă cu energie pozitivă. Da, da. Cântecul este o pasiune sau nu? A devenit o pasiune. A devenit o pasiune. Da, a devenit o pasiune și când sunt de multe ori fără să vreau, încep și îmi aduc aminte de o cântare, de exemplu am o cântare de-a lui tata, care am cântat-o la voi făcută emisiunea, în ziua când a murit tata, în ziua mea de naștere a murit tata. Și în ziua dumneavoastră de naștere? Da, da, a murit în 19 februarie. Și i-am spus surorii mele, că de-aia am crezut că mă sună, bine, tata zăcea de vreo 2 ani și tot cântăm cântarea mea, cântăm cântarea mea. Și după ce a murit mama, atunci tot își cânta singur, mândru că noi muri, eu să vii la mormântul meu și să-mi pui la pișoare câte flori pe sub soare și să-mi pună la mormânt câte flori pe pământ. Și i-am cântat-o aici la... Și zic, uite, n-a apucat să vadă. Să vadă că dimineața pe la 10 m-a sunat sora mea, zic, ai, zic, nu ești prima care îmi spune la mulți, la ani. Mulți ani. Zice, nu, de-aia te-am sunat. Zic, tata. În timp ce vă urmărea la televizor? Nu, mai târziu a venit emisiunea. N-am zis să nu o dea. Poate de acolo, că nu era plecat sufletul mai ceva. Și toată lumea a plăcut la tot satul, că uite. Cum să nu placă. Zice, ea-și plânge tata cântând. E greu și l-am iubit pe tata și și-a adus aminte de atâtea cântări în ultimul timp. Când era bunica fată, nu era calea ferată, că umblai cu treangă.
sănătate. Nu. Telespectatorii sunt foarte curioși să mai afle câte ceva despre dumneavoastră și din culise, să vă vadă și acasă. Dacă ați avut cumpene în viața dumneavoastră? Am avut. Am avut în primul rând eram mică, în clasa întâia m-a luat o colegă de clasă care era înaltă și m-a dus, hai la râu și noi, sălăuța, la scăldat, în care trece prin mijlocul satului. Și m-a lăsat unde era apa mare și acolo, și m-a găsit unul care a sărit și era pe fundul apei, eram pe acolo, da. M-a luat, bineînțeles că am ajuns acasă și una din surori a spus, vezi că Măriuța era să se nece. Și mama, bineînțeles, de năcăjită că se putea întâmpla Doamne ceva, ferește. A mai căpătat și bătaie. Păi așa era întotdeauna, și? Nu de drag, Doamne, nu ne bătea că... Da, dar trebuia să știți un pic și de frică, nu? Da, un m-a luat aia și m-a dus și m-a lăsat, într-un moment m-am văzut că mă duc în jos. Cumpene din asta, în gândire, mă rog, au mai fost, dar știi ce se întâmplă? Eu am noroc că dreg totul din mers. Cum? Cum reușiți? Nu știu. Dumnezeu. Nu cumva vine de acolo, Dumnezeu. De sus? Nu cumva vă inspiră colțul acela Dumnezeu care îl aveți de rugăciune? Uite că mi se face... Micuțul dumneavoastră, altar? Altarul ăsta îmi fac așa mare plăcere când stau de multe ori, aproape că nu pot să zic nimic. Mă uit și simt că mă luminez. Simt că viața e frumoasă. Și este Dumnezeu. Asta zic de multe ori, Doamne, iartă-mă, Doamne, dacă vreodată m-am îndoit de lucrul ăsta. Sau dacă ați avut vreodată și gânduri necurate, că se mai întâmplă să gândești, eu știu, negativ, să ți se pară că toate sunt negre în jurul tău și nu mai vrei nici să trăiești o clipă. Se întâmplă zic, câteodată. Doamne, ajută-mă, Doamne, Măicuță Sfântă, că ea e mai aproape de noi. Rugăciune. Aveți regrete, doamna Maria Butaciu? Am. Care este cel mai amar regret? Că n-am făcut tot ce puteam face în materie de cântec. Eu zic că ați făcut. Nu, am fost cam de lăsătoare. Am fost, nu, eu nu m-am băgat. A venit de la sine. Trebuia să aproape n-am făcut nimic. Trebuia să interveniți mai mult. Așa credeți dumneavoastră? Da, așa. Să fiu mai insistentă cu aflare de cântece, cu tot. În schimb, n-am cântat ce nu mi-a plăcut. Niciodată. Nu ați făcut compromisuri. Muzicale. Să iau să cânt a nu știu cui, nu, dacă nu l-am trăit eu, nu vine dinăuntru meu. Nu, ce doar. Părere aveți de generația tânără? Să știi că sunt mulți interpreți și frumoși și buni și cu costume frumoase. Vin să vă ceară cântece, să vă ceară sfaturi, țin cont de tot ceea ce unii, le spuneți? Unii mai le zic eu, cântați, zice, Doamnă, sunt grele cântecele. Păi dar sunt grele, grele, dar e probabil maniera de cântat, spun că e grea. Stilul dumneavoastră. Eu nu cânt cum am învățat la școală, e cu totul altfel. Cântați cum dar simțiți. Dar așa am crescut și așa cu glasul ăla la noi între dealuri acolo, cum am prins. Și e bine că sunt mulți care încurajați pe cei tineri. Și sper, tot aștept o fată și de la noi să sunt cântăreți în județul nostru.
frumos, când mi-a dat cetățean de onoare a comunist Alba, da, aia m-a bucurat. Cum să umplem noi golul acela din sufletul dumneavoastră? Ce trebuie să facem? Dar nu e... Aveți un gol în sufletul dumneavoastră, sunteți nemulțumită de ceva, aveți ceva ce vă roade, ceva ce, o neîmplinire, cred. Că am îmbătrânit și că nu mai arăt ca atunci când eram tânără. Și zic, Doamne, nu, n-aș vrea să fiu caragioasă, să apar prea mult, să zic, dar mai stea și asta acasă. De fapt, noi stăm acasă, spectacole multe nu sunt, dar când mă duc, mă răzbun. Și când, eu știu la ce te gândești tu, la ce golul gândesc. Ăla, ia, că tot cu câini ești aici, ce-ar fi să fie un nepoțel? Sau? Da, acolo băteam. Să da, știu. Da, mi-ar fi drag. Cred și că... mie, dar tot așa mă răzbun și iubesc pe câinele ăsta. Păi vă răzbunați, dar vedeți dumneavoastră un copilaș așa când vă apucă de mânuță și vă strică, ai bunico, du-mă în parc. Altfel v-ar fi umplut viața dacă după moartea soțului nu v-ați mai recăsătorit. Nu v-a mai bătut gândul acesta. Nu. Fata era studentă în anul 2. Da, da. Vin alte, te copleșesc alte treburi. Da, și... da. Poate va veni un nepoțel, cine știe. Doamne, ce bine. Mi dor de ea de când era mică. Era atât de scumpă și atât un copil. Iubiți mult copiii. Da, da. Aveam o soție de general aici în bloc. Hai mă, Maria, toată ziua mă aduci copiii aici, îi pup toată ziua, le faci hainele, dar ia fă-ți copilul tău. Da, așa a vrut Dumnezeu să aveți doar un singur copil. Este fica dumneavoastră să vă trăiască. Eu nu am să mai stau multă vreme. Trebuie să plec, pentru că v-am răpit destul timp. Îți mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Mi-a făcut mare plăcere și uite că a trecut prea repede timpul. Mai avem, și câte mai aveam de mai povestit. Mai avem și alte episoade. Eu mai trec pe la dumneavoastră, dacă mă mai primiți. Cu mare să mai drag. Depunem amintiri împreună. Nu am vrut astăzi să vă pun foarte multe întrebări fiind ziua dumneavoastră. Am vrut să fiu mesagerul telespectatorilor și să vă transmit toate gândurile noastre bune și dacă dumneavoastră doriți să le mai spuneți ceva celor ce vă iubesc, celor ce vă iubesc pe dumneavoastră ca artist, puteți să faceți acest lucru. Exact, vreau să le întorc dragostea din sufletul meu pentru că într-adevăr m-au ajutat. Când aud că le place un cântec sau toate, că mulți zic, de unde iese dintr-un pus ăsta vocea aia? Puternică, de la divinitate. De acolo le mulțumesc mult că mă susțin, că le plac cântecele mele. O să le mai cânt și cu strigături și de suflet, mai ales de suflet. Da. Și le doresc sănătate, să treacă cu bine peste toate necazurile și... să aibă nădejde că Dumnezeu e cu noi, peste tot și cu toată lumea. Și ție îți mulțumesc mult și îți doresc sănătate multă. Mulțumesc, Rukmana. Copiii să te bucure toată viața. Și îți mulțumesc, vă doresc la toată echipa numai bine, să știu că o să avansați și o să veniți cu fel de fel de lucruri. Treaptă cu treaptă. Exact. Și în toate, cum în toate este cineva care ne conduce, să vă conducă și pe voi. Exact. Numai lucruri bune să faceți. Mulțumim frumos. Sărut mâna, la mulți ani, sănătate multă. Îmi face și... plăcere că m-a vizitat un băiat frumos. Sărut mâna și să aveți în continuare parte numai de bucurii și dorințe împlinite, cum spun da, eu. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. Dragi prieteni, am cunoscut astăzi povestea de viață a doamnei Maria Butaciu. Duminica viitoare, la aceeași oră, vă invităm să cunoaștem o altă poveste de viață. Până atunci, vă doresc o săptămână plină de bucurii alături de cei dragi. Doamne ajută, dragii mei!